Președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță a semnat marți 20 august la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală de Pescuit, contractul de finanțare pentru proiectul Construirea Adăpost Pescăresc Dunărean. Prin implementarea acestui proiect se dorește construirea și dotarea unui adăpost pescăresc pentru creșterea siguranței pescarilor și realizarea unor alei de acces și a unei platforme carosabile pentru automobile. Nu sunt uitate nici măsurile pentru asigurarea unor facilități de depozitare și repararea embarcațiunilor, dar și a uneltelor de pescuit. Terenul pe care se va construi adăpostul se află în intravilanul localității cu zavodă, zona punctului de trecere frontieră Chiciu, suprafața terenului fiind de 2000 de metri pătrați.